Incendiu într-un bloc de locuit din orașul Bălți. Un bărbat de 77 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave după ce apartamentul său a luat foc. S-a întâmplat în seara de 20 septembrie, în jurul orei 20, pe strada Boris Glavan. Potrivit pompierilor, focul a izbucnit într-un apartament de la etajul 2 al blocului. Imediat pompierii au pătruns în apartament, de când proprietarul din apartament, ulterior fiind preluat de serviciu medical, cu combustii termice de gradul 2 și 3 în membru și cu intoxicație cu produse de ardere. În urma incendiului parțial au fost afectate bunurile materiale dintr-o odaie. Preliminar, specialiștii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au înaintat două cauze ale izbucnirii focului. Este vorba despre scurt circuit sau imprudența în timpul fumatului. Cauza exactă, dar și pagubele materiale pe care le-a suferit proprietarul apartamentului, urmează să fie stabilite.